tot aud chestia asta, că, domne, fructele sunt pline de zahăr, fructele, ce facem cu fructele? Nu mai mâncăm fructe, nu mai mâncăm fructe seara, nu mai mâncăm fructe decât dimineața, decât un fruct pe zi. Domne, fructele ne îngrașă, au foarte mult zahăr, ce facem cu ele? Este o mare aberație, urșii mei și albinuțele mele. Fructele nu sunt pline de zahăr, fructele sunt pline de apă. Deci fructele au foarte puține calorii și nu au cum să fie pline de zahăr. Dacă erau pline de zahăr, aveau foarte multe calorii, exact ca dulcele din comerț. Ei bine, dulciurile din comerț sunt pline de zahăr, nu fructele. Fructele au 10%, să zicem, concentrație de fructoză sau zahăr, cum vreți voi să ziceți, nici nu mă interesează, da? Zahăr, fructoză, wow, să ne îngrașă. Păi 10%, pentru că am zis, da, dacă au 90% apă care nu are calorii, cât mai rămâne din 100%? Mai rămâne 10%, corect? și 10% din 100 de grame cât înseamnă urșii mei și albinuțele mele. Pe 10% din 100 de grame de produs, de fructe, să zicem, da, are, înseamnă, pardon, 10% din 100 de grame înseamnă 10 grame. Și 10 grame de zahăr ăstea sau fructoză sau cum vreți voi să spuneți, ce este? Este un carbohidrat, da, zahărul, fructoza, este un carbohidrat și 10 grame de carbohidrat, cât înseamnă fraților în calorii? Păi știm că un gram de carbohidrat are 4 kcal și 10 mulțit cu 4 sunt 40 de kilocalorii. Ei bine, fix atât au fructele pe 100 de grame. Fructele pe 100 de grame au undeva între 40 și 50 de calorii. De fapt, nu, între 30 de calorii și 50 de calorii majoritatea. Mai puțin strugurii care au 67 de calorii pe 100 de grame și bananele care au 90 de calorii pe 100 de grame. Restul fructelor majoritatea au între 40 și 60 de calorii pe 100 de grame și cele mai slabe fructe în calorii și în zahăr implicit pentru că au un procentaj mai mare de apă de 90%, sunt căpșunile și pepenele. Fie că e galben, fie că e roșu. Deci, sper că v-am ați înțeles cum stă treaba. 10% mai rămâne pentru zahăr în fructe, nu ca la sneakers unde ați văzut că are 51% zahăr și 60% carbohidrați, deci foarte, foarte mult la fructe rămâne undeva la 10% pentru că 90% din componența lor este apă care nu are calorii și v-am demonstrat mai devreme 10% din 100 de grame, că pe 100 de grame se măsoară calorile și valorile nutriționale la toate alimentele și la băuturi pe 100 de mililitri. Deci 10% din 100 de grame înseamnă 10 grame și 10 grame mulțit cu 4 calorii cât are un gram de zahăr sau un gram de carbohidrat înseamnă 40 de calorii. E este fix suma calorică care scrie și în tabel la majoritatea fructelor, undeva la 40-50 de grame. Deci este foarte simplu, te cu chestia asta că fructele au mult zahăr sau fructele în grașă. Nu, fructele și legumele sunt cele mai slabe alimente în calorii pentru că au un conținut foarte mare de apă și de asemenea sunt și cele mai sănătoase pentru că au vitamine, minerale care ne trebuie în organism.